spus Frascul de Vămâi și la început prima expoziție a avut-o la noi. Foarte tânără, era timidă, dar a avut atâtea expoziții deja, adică la noi undeva este o aură bună în încăpire. Da, mă ieți câte am întrerupt. Adică s-au avut succese mari și s-a ajuns în sălile mari. Da, și Alexandra, de fapt, mi-a dat o lecție pentru toți în sens prezentarea lucrării, faptul cum este încadrată, care ar fi haina lucrării. Și se vede că e o haină nobilă, pot să-ți permiți acest lucru, renunțând de la altceva, să nu mai iei acolo o haină sau nu știu ce, dar lucrării ți-i dai o haină așa de sărbătoare. Și în sensul ăsta, mulți artiști sunt buni, dar prezentarea e atât de derizorie că lasă disgust. Și aici ai anume armonia asta găsit minunat. Și lucrarea și haina lucrării se află într-o armonie. La acest lucru ne-a învățat domnul profesor să respectăm un lucru. Da, asta e tot important. Da, asta e zăsmătnet din punct din cel mai important. Din cel mai important. Și vă mulțumesc și adevăr care este lucru, e important să nu te pierzi pe tine, indiferent dacă reziști, nu reziști. E lungă și există de cătării de caracter și atât.